Ai auzit de ogi Izbul, artistul acela pe care, dacă apuci să-l cunoști, ori îl urăști, ori îl iubești. Ne fiind nicio cale între cele două sentimente, nicio cale de mijloc între cele două sentimente. După cum observăm cu toții, același lucru îl putem spune și despre antrenorul rapidului, pentru că Mariu Șumudică este de asemenea un om pe care ori îl iubești, ori îl urești, nefiind cale de mijloc. Dar despre dragoste și ură am să vorbesc într-un clip următor, așa că te invit să te abonezi pentru a fi primul care află atunci când îl voi încărca. Deocamdată vreau să ne concentrăm atenția pe un sfat, pe două ingrediente pe care OG Izbul le repetă obsesiv urmăritorilor săi. Două ingrediente indispensabile succesului. Aceste două ingrediente sunt următoarele: foame și ambiție. Foame și ambiție. Rețineți astea două. Repet, până intră în cap tuturor. Poate ajunge acest clip și la Jucătorii Rapidului. Foame și ambiție. Fără foame și ambiție. Nu reușești să faci nimic. Și nu sfatul lui Ogizbul m-a făcut să fac acest clip. Ci declarațiile pe care Romada le-a dat de curând, Romada jucătorul Rapidului, le-a dat într-un interviu pentru Orange Sport în care a spus ceva care, din punctul meu de vedere, spune enorm despre ceea ce se întâmplă, despre starea de spirit, care este în momentul de față la rapid, despre cum se desfășoară lucrurile la rapid, lucruri care, iată, duc la niște rezultate total contradictorii cu așteptările pe care conducerea și suporterii le au de la echipă. Declarația lui Romada, pe care am preluat-o și noi pe 1923, .ro, sună cam așa. La Slavia Praga eram 25 de animale care fugeau și luptau. Cred că aceste lucruri ne lipsesc aici, la rapid. <laughs> Păi, stai puțin, haide să o luăm logic. Păi, stai, stai puțin. Poate noi nu înțelegem, noi nu ne pricepem, știi? Noi suntem aceia care doar comentăm, nu ne pricepem noi la uh, fotbal, nu știm decât să comentăm și așa mai departe. Cum ni se spune ori de câte ori spunem lucruri care nu sunt pe placul lor. Păi, mă băieți, nu cumva pentru asta sunteți voi plătiți la rapid, nu cumva voi sunteți plătiți. Ca să fugiți și ca să luptați? Ce vă împiedică mă, pe voi să faceți lucrurile astea? Cine vă oprește să fugiți și să luptați? De deci spuneți că lucrurile astea două vă lipsesc. Hm? Cine? Și ce? Că, din punctul nostru de vedere, putem, în lipsa uh, unor răspunsuri de la voi, putem să concluzionăm cu. Argumente că e vorba de nesimțire, de nerușinare, de lene, de indiferență, de conformare, sunteți într-o zonă de confort și putem să deducem din aceste declarații că voi sunteți la spa acolo. Pentru că la spa ești relaxat, ești în liniște și pace. Și am impresia că voi vise cam strică Feng shui atunci când intrați și vedeți critici din partea suporterilor rapidiști care suferă cel mai mult în toată această treabă, bineînțeles în afară de uh, acționari, în afară mai ales de acționarul majoritar, de Dan Șucu, căruia îi se citește pe chip la fiecare meci sentimentul pe care îl are după fiecare dezamăgire pe care ne-o produceți tuturor. Deci voi sunteți acolo la spa, nu? Și atunci noi discut, mai are rost să mai discutăm despre ingredientele succesului, despre foame și ambiție? Nu. Nu în condițiile actuale. Pentru că lucrurile trebuie să se schimbe. Dacă lui Dan Șucu și lui Victor Angelescu le convine ca în continuare să... Mențină aceeași tactică, le doresc succes. Dar oamenii ăștia sunt îmbuibați, la modul figurat vorbind, că din punct de vedere al fizicului stau foarte bine. Sunt îmbuibați, sunt liniștiți, sunt calmi, sunt în pace, în liniște și armonie. Nici de cum luptă. Nici de cum foame și ambiție. Nici de cum foamea și ambiția de care vorbește OG Izbul, aceste două ingrediente absolut necesare succesului. Păi, cu salariile plătite la zi, fără să-i tragă nimeni la răspundere, cred și eu că sunt într-o zonă de confort în care. Nu prea își doresc să iasă pentru că nu au o motivație. Ca să iasă din zona aia de confort le trebuie o motivație. Cei în măsură să le ofere au de ales să le ofere sau să meargă treaba la fel. Dacă cei în măsură să decidă dacă trebuie făcută o schimbare vor decide să facă asta foarte bine, dacă nu, noi rămânem aici și comentăm în continuare fie că le convine, fie că nu. Pentru că cel mai rău lucru pe care putem să-l facem noi ca suporteri, dacă iubim într-adevăr rapidul, nu trebuie sub absolut nicio formă să ținem ciocul mic. Să ținem gura închisă. Să fie liniște, să-i lăsăm în continuare în liniștea și pacea de care, în care trăiesc în momentul de față. Auzi, bă, băi, deci... Că te ia capul când vezi. Te ia capul pur și simplu. Cu ce Lejeritate și comoditate, spune el, că ne lipsesc astea două, fuga și lupta. Le simțiți? Bă, cum? Cine vă oprește, iarăși? Mai spun o dată. Cine vă oprește, bă, să fugiți și să luptați? Cine? Hm? Cine, dacă nu, aceste uh, lucruri despre care am vorbit mai devreme? nerușinarea, neobrăzarea, nesimțirea, lenea, putoarea, zona de confort. Ieșiți din ele, înlăturați-le. De fapt, cei în măsură, cei care conduc clubul ar trebui să ia măsurile astea, să le insufle foamea și ambiția. Și din punctul meu de vedere le insufli foamea și ambiția când pui stop. Salariile sunt înghețate. Hai, la, la treabă. Fugă și luptă. Luptați. Pentru că până acum au luat totul de gata ei, atât de gata au luat totul încât au crezut că meciurile vor fi câștigate fără probleme, se comportă ca și când ar juca, știți, când de obicei rapidul după câteva meciuri foarte bune cu echipele mari, jucau cu o echipă mai puțin bună și pierdeau pentru că îi luau de sus. Ei, ei le pierd pe toate pentru că ei iau iau de sus pe absolut toată lumea. Și de -aia te bate Botoșan, pentru că la Botoșan e foame și ambiție. Înțelegeți voi, de aia te bate Petrolul cu salariile neplătite de hă-hă-hă, de nu știu când, pentru că e foame și ambiție. De asta. De asta te bate U Că e foame și ambiție acolo. Nu e uh, și muncă da, lua la mișto Dorinel, pe Dorinel Muteanu lua lumea la mișto că folosește metode învechite și că îi duce în cantonamente ca pe vremuri. Parcă unii dintre cei de acolo se bucurau de parcă au luat Liga Campionilor când au scos egal cu Oțelul Galați pe Giulești, 0-0 erau bucuroși de cale afară, că au în sfârșit primul meci în care n-au luat gol și tocmai contra oțelului lui Dorinel Munteanu pe care îl ia lumea la mișto. Foame și ambiție. La oțelul, la Galați, sunt rezultatele care sunt pentru că e foame și ambiție. <laughs> la, mai discutăm despre FCSB pentru că uh, tot vorbim de diferențe între moduri de abordare uh, a cum trebuie făcute lucrurile, mod, modul propus de Dan Ciucu și modul pe care Gigi Becali l a implementat la FCSB de ani și ani de zile. Păi, voi vă imaginați vreodată liniștea și pacea din Giulești la FCSB în condițiile care sunt în momentul de față la Rapid? <laughs> Îl blamează lumea pe Gigi Becali că vine și face parcea-parcea pe jucători atunci când nu joacă așa cum își dorește el să joace. Mm, ce să vezi? Uite, funcționează. Funcționează! Nu merge cu vorba bună, nu merge cu vorba frumoasă, nu merge cu diplomația, pentru că nu toți jucătorii sunt cum era și Pop. Nu, dacă toți jucătorii ar fi cum era și Pop, un om complet rupt din peisajul ăsta, nu, are, nu, se, nu e deloc în peisaj, e o excepție Rareș Pop, un om Fabulos! Omul ăsta va avea un viitor extraordinar pentru că îi place și fotbalul și carte. Dar în rest sunt toți niște bagabonzi. Credeți că degeaba se spune că fotbalul este un uh, joc pentru domn practicat de derbedei și rugby, rugby este un sport pentru derbedei practicat de domn? Nu degeaba se spune. Sunt niște derbedei, niște bagabonți și trebuie vorbit pe limba lor înghețat salariile. Le îngheț salariile. Și la treabă. Dacă nu, înseamnă că atunci... Totul bine și frumos, liniște și pace în continuare, veselie, armonie, feng shui, tot ce trebuie. Să ne uităm cu detașare la meciul cu farul, acolo unde să nu avem nicio așteptare. Pentru că lucrurile nu se schimbă de pe o zi pe alta și poate ne fac o surpriză și vor câștiga. Poate. Ne vom bucura, vom vedea. Mai avem până atunci. Deocamdată. Te rog să-mi lași un comentariu cu părerea ta. Ce crezi tu despre lucrurile pe care le-am vorbit? Ține minte aceste două lucruri de la og Izbul. să le aplici în ceea ce faci tu, în viața ta. Foame și ambiție și succesul e garantat. Ne mai auzim, te rog, încă o dată. Lasă un comentariu, apasă butonul de like dacă ți-a plăcut și abonează-te dacă nu ai făcut-o încă pentru a fi primul informat atunci când voi posta un clip nou. Toate cele bune și cu bune și cu rele! rápido